Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super mega blaure dintr-o nouă serie, după cum v-am anunțat pe Instagram. Dacă vreți să fiți la curent cu tot ce se întâmplă din viața mea de zi cu zi, dați-mi un mare, mare follow pe Instagramul meu. Dați acolo cu notificări, cu clopoțel, cu toate alea, pentru că o să vreau să facem și live-uri în care vă răspund la întrebări. O să puteți să vedeți toate story-urile și toate pozele care vor urma, pentru că am niște poze blaner de tot de postat pe Instagram. Vreau să vă spun că este o idee originală 100%, gen mi-a venit mie prin casă așa, boom, dintr-o dată, și sunt foarte, foarte mândru de asta. Tocmai de asta o să vreau ca înainte de a începe această serie, acest clip, acest tot, vreau să dați un mare, mare like chiar acum, deja că sunteți un picant adevărat. Dacă mă urmăriți de foarte multă vreme, vreau să rupeți butonașul de like, pentru că este un ajutor extrem, extrem de mare pentru mine și mă bucură enorm de mult când văd acolo numele, mă motivează extrem de mult să continui ceea ce fac. Poate cine știe, următorul episod va fi cu un abonat, așa că dacă vrei să faci și tu parte din această serie, dă-i un mare share pe Instagramul sau Facebook-ul tău și lasă toți prietenii să afle de această serie. Am foarte, foarte mare emoții, nu am mai pornit o serie de extrem, extrem de mult timp, pentru că astăzi, după cum ați văzut și din titlu, timp de 24 de ore o să fiu Tinderman, Dr. Love, combinatorul 5000, nu știu cum vreți voi să-mi spuneți, pentru... Astăzi o să încercăm să-i găsim o iubită lui Nicu sau Niclai timp de 24 de ore. Cum te simți, Nicu? Ce părere ai? Crezi că o să reușim? Cu siguranță o dată în viață vi s-a întâmplat să aveți probleme cu rularea unui joc. Dar acum calculatorul vechi nu mai este o problemă. Acum cu ajutorul boosteroid vă puteți juca absolut orice joc vreți voi online pe browser direct. Nu mai aveți nevoie să descărcați absolut nimic, doar intrați pe www.boosteroid.com, vă faceți cel mai tare abonament, 49,89 de euro pe an, da? Deci ați auzit foarte bine, 250 de lei pe an și te joci absolut orice joc vrei tu, decât să dai sute de milioane pe calculatoare de gaming. Îți poți cumpăra abonamentul prin credit card, prin Selfie, unde se găsește mai peste tot prin țară, și acum chiar și prin SMS, așa că este foarte ușor să-ți creezi un abonament. Iar acum, pentru pasionații de World of Tanks, jocul ăla super tar cu tancuri, cei de la Boosteroid dau o super mega promoție. Dacă intrați pe linkul din descriere cu World of Tanks și folosiți codul BOOSTWHAT, o să primiți cel mai tare tank, Excelsior 5, și bonus 6 stickere Lightning One, așa că ce mai așteptați? Dați drumul la joacă! Da, o să fie un test pentru amândoi. Băi, și gen, o să ne punem la încercare abilitățile mele de a-i găsi o iubită lui Nicu și abilitățile lui Nicu de a fi atractiv pentru toate fetele pe care o să le găsim noi astăzi pentru Nicolai. Băi, sunt foarte, foarte mega curios cum ce o să se întâmple. Și sper să fie un succes pentru mine. Astăzi curios, să văd dacă lor o să le placă. N-avem de unde să știm, Nicu, dar o să încercăm. Îi mulțumesc foarte mult lui Nicu că a acceptat să filmăm chestia asta super, super nebună. Și s-ar putea chiar să se înfiripe o relație din această serie, pentru că nu o să fie doar clipul de astăzi. Nicu, vreau să-ți cer ție și la fiecare invitat o să cer chestia asta. Vreau să-mi spui câte like-uri strânge acest vlog, care este primul episod din serie. Seria o să aibă 3 episoade. Pentru cealaltă persoană o să avem iarăși 3 episoade, și să vedem la câte persoane o să reușim să găsim iubită sau iubit, cine știe. Exact. Bă, nu știu, 50.000 de like-uri pentru început așa? 50.000 de like-uri! Mai ales pentru că e ceva nou, ce nu mai e pe YouTube până acum. 50.000 de like-uri pentru această serie nebună, nu știu, eu cred că o să strângem. Eu am încredere în picanții mei, așa că rupeți acolo butonul de like. Băi, guys, eu chiar am încredere că o să reușesc să găsesc lui Nicu o iubită în 24 de ore. Tu ce zici, Nicu? Ai încredere în mine? Ai încredere în toate abilitățile mele? Așa că o să postăm story-uri, o să postăm TikTok-uri, o să postăm chiar și posturi și tot toate chestiile astea care ne vor ajuta să găsim sufletul pereche al lui Niclai. Nu? Da. Hai să începem și cu prezentarea, pentru că multă lume cred că îl cunoaște pe Nicu, dar multă lume nu cred că îl cunoaște pe Nicu. Nicu este cel mai bun prieten al iubitei mele și Nicu, vreau să faci așa o scurtă prezentare. Da, deci o scurtă prezentare pe care o să le prezint și fetelor cu care o să te întâlnești, ok? Ok. O scurtă prezentare despre tine. Așa, o scurtă prezentare despre tine. Vârstă, nume, tot, pentru că acum în momentul ăsta, în baza noastră de date a seriei, deci faci ca un fel de Tinder. Eu sunt un fel de Tinderman, știi? La început de episod o să trebuiască să-ți faci cartea ta de vizită. La fel ca pe Tinder, știi? Să-ți pui numele, să-ți crezi contul, da? Să-ți pui numele, să-ți pui vârsta, să-ți pui ce-ți place să faci, calități, talente, dacă ai, deci orice. Nu, dar știi că multe despre Tinder tu. Știi că multe despre Tinder. Cure acolo ce ai despre. Mă numesc Ioan Căincușor, am 18 ani, sunt în clasa 12-a
Și vreau să particip la Mirea Salerului. Netflix and chill, Nicule, Netflix and chill. Îți place? Cum stă? Așa? Și ce calități ai? Ce calități ai? Prima calitate. Prima calitate și pe bune vorbesc. Ești loial? Loialitatea, să da, ești loial? Da. Ok. Deci, bunicule, deci loialitatea. Deci fetele cu care o să te întâlnești azi o să știe că ești loial. Ok, altceva ce vrei să știe fetele de azi. Mai zic. Mă simt că l-ai răsut. Bună, sunt eu. Am 11 ani și vin din căricioarele. Nicu, acum că ți-ai făcut scurta la prezentare și știu ce să le spun fetelor, știu cum să te prezint, am nevoie să-ți știu preferințele feminine, preferințele tale în materie de fete. Ce fete îți plac, Nicule? Să fie înalte, să fie da, smude, exact, nu. Ochi căpru, ochi verzi, ochi înalte, negri. Dar nici foarte înalte, adică bine, eu okay. Sunt un tip înalt, slabe, pentru că și eu sunt tot slab. De preferat dacă se poate blondă. Blonde! Ok, deci blondă, perfect, așa. Deci blondă, înaltă, slabă, ochi. Vreau să știu ochi cum să fie. Ceva mai special, merge și căprui și albaștri. Eu nu, tu, de fapt orice tip de ochi nu contează. Orice tip de ochi, orice tip, șichioară. Ochi să aibă, deci nu contează. Bun, am aflat cam tot ce trebuie să aflăm despre Nicu. Am aflat preferințele lui, am aflat scurta lui prezentare. Acum trebuie să trecem la treabă și trebuie să ne folosim de absolut toate metodele pe care le am eu pentru a-l face pe Nicu dintr-un om singur să aibă o iubită. Acum să dăm drumul la treabă, Nicule. Primul lucru pe care o să-l facem noi este să facem un story în care le spunem fetelor, în care le spunem oamenilor de pe Instagram că ei o să facă parte din această serie și am nevoie de ei, am nevoie de absolut toată lumea care mă urmărește să mă ajute să-ți găsim sufletul pereche. Ok? Bun. Ești de acord? Da. Perfect. Hai să dăm drumul cu story-ul. Ce credeți, guys? Nicu va face față acestei provocări și ce credeți? Vom reuși să-i găsim o iubită lui Nicu în tot acest timp? Căutarea se va face doar în mediul online și se va vorbi doar în mediul online, după care vom selecta câteva fete după preferințele lui Nicu. În a doua zi, în funcție de câte fete găsim, Nicu o să aibă date-urile, ok? Date-urile în real life. Face to face, Nicu o să vorbească cu fetele, o să le supună la anumite teste, la anumite întrebări, iar abia în a treia zi, Nicu își va găsi iubita finală. Hello guys, sunt aici alături de Nicu. Salut! Pe care majoritatea lumii îl cunoaște, iar astăzi o să începem seria asta super, super nebună alături de el. O să încercăm în timp de 24 de ore să-i găsim o iubită lui Nicu, așa că o să am nevoie de ajutorul vostru, dacă sunteți și voi pregătiți. Așa că dați share la acest story peste tot, la toți prietenii voștri. Și haideți să reușim să-i găsim lui Nicu o iubită în mai puțin de 24 de ore. Așa că dacă ești fată, ai între 17 sau 18 ani și ești din București, trimite-i... Acesta este story-ul pe care l-am făcut, acum o să-l postăm pe Instagram, o să așteptăm câteva minute să vedem ce impact are asupra contului de Instagram al lui Nicu, după care o să înceapă căutarea. Ok, guys, sunt aici alături de Nicu, am revenit după 3 ore de așteptare. Ia zi, Nicule, cum a recurs treaba? S-au scris fetele? Da, au fost, nu pot zic foarte multe mesaje, doar da, au fost toată lumea era de acord. Au fost puține și bune? Deci, deci tu ești mulțumit, da? Fetele au acceptat să vorbească cu tine pe FaceTime? Da, ales 5 persoane. 5 persoane? Băi, și că nu au fost multe. 5 persoane din o grămadă bănuiesc, nu? Da, am selectat 5. Hai să vedem. Am pregătit niște întrebări, așa mare parte. Ai pregătit și niște întrebări. Oh, deci Nicule supune până la... Deci Nicule supune și la teste pe aceste fete. Nicule, chiar sunt curios. Și, bă, chiar sunt foarte, foarte, nu știu, așa, mamă, deci abia aștept să văd cum decurge treaba. Și să vedem dacă o să ajungi să te întâlnești măcar cu 2 sau cu 3 din aceste fete. Vedem. Dacă vreți să vină și partea a doua în care Nicu se vede cu fetele nu pe FaceTime, ci în real life, unde o să aibă niște date-uri reale și unde Nicu poate să-ți găsească sufletul perechi. Ok, Nicu, deci dacă fetele sunt de acord să vorbiți pe FaceTime, tu ești pregătit, Nicule? Da, să zicem. Ai o presimțire bună sau o presimțire cu asta? Vedem ce este. Rupeți acolo butonașul de like, guys, dacă vreți să vedeți și partea a doua în care Nicu o să se vadă cu fetele în real life. Ai emoții, Nicu? Nu prea, sincer. Sincer? Da. Eu am emoții pentru tine, știi că este? Știi că este copilul meu, Nicu? Nicule, să nu dai greș. Da? Vreau să fii cât mai confident, știi? Vreau să fii cât mai natural și să vorbești cu ele așa, gen, că de parcă nu s-a întâmplat nimic, că nu e sfârșitul lumii, să știi. Și, da, cine știe, poate o dai bine. Eu o să mă retrag, știi? O să stau în spatele camerelor. Nu stai aici lângă mine. De ce?
Da, hai, lasă, stai și tu și ne înghesuim într-o parte unde stai de loc fata pe ecran. Bine, 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 bine. Haideți, guys, chiar sunt foarte curios să vedem unde duce toată această chestie, dacă domnul Tinder sau Loveman sau Dr. Love sau Tinderman sau cum vreți voi să-mi spuneți, va da greș sau nu. Hai, Nicule, call, prima fată. Bună! Bună! Ce faci? Bine, tu ce faci? Uite, bine, suntem aici și filmăm un vlog. De unde ești? Sunt din București. Și câți ani ai? Nu e de parcă ce... Da, nu e de parcă, astea ar fi fost șerințele. Dă-mi... Dar poate așa că nu vă aud. Cum să nu auzi? Ce că face fata? Ce că stai așa că nu mă aud la care nici câte volumă mai dă. Hai că arăți bine și fără efect. Ai ceva. Da, ia uite. Bun. Deci, ți-am pregătit câteva întrebări. Ești pregătită? Ce zodie ești? Zodia Scorpion, tu ce zodie ești? Sunt Taur. Nu știu care e compatibilitatea, habar n-am. Mie îmi sună bine, Nicule, ia zi. Da, sună bine. Sună bine, serios. Până aici. Nu pare, nu. Îți dorești o relație? Oarecum da. Oarecum. Și acum Nicu întreabă cu mine? Depinde. Cu mine? Cu tine? Păi trebuie să ne cunoști mai întâi, nu? Așa e. Îți place să ieși la Netflix? N-am cum dacă tu râzi, Antonio. Dacă îmi place să mă uit la Netflix? Da. Nu-mi place, îmi place să ies afară. Să mă plimb. Hai, da-l dracunii. Bun. Tu vrei să mă întrebi ceva până acum? Da, câți ani ai? 18. Mulți înainte. La fel. Ce înălțime ai? 1,63. Tu? 1,80. Și 5, cred. Fii atentă, am o întrebare așa mai... Fii atentă. Când te duci la fast food, ce meniu preferi? Mic, mare sau mediu? Niciunul, că țin regim. Mi-a dat peste botic! Bun. Ia întreabă. Cum ți se pare la prima vedere? Cum ți se pare că sună la prima vedere? Stai. Cum ți se pare că sunt la prima vedere? Păi ești o persoană foarte treabă. Și... Antonio, nu, când râzi așa, gen, parcă râzi și de mine, jur. Nu, mă! Cum ți se pare că sunt la prima vedere? De treabă! Mă, nu trebuie să cunoști o persoană ca să afli dacă e de treabă sau nu. Și ea, poți să vorbești despre ultima ta relație, ceva, nu știu, orice? Care relație? No. Deci n-ai mai avut o relație ceva foarte serios până acum? Relație foarte serioasă nu, n-am mai avut. Dar pot să o am cu tine. Aaa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 
zic și eu ceva de genul, da, ai luat tot. Păi, mie în prim plan mi se pare că ești o fată drăguță, cu care în mare parte aș avea ce să vorbesc. Și mi-ar face plăcere să vorbim mai mult și poate să ieșim. Și mie mi-ar face plăcere. Bine, atunci mi-a făcut plăcere și ți-am zis, mai vorbim. Și a vezi cum faci, am lăsat și mie numărul de telefon în mesaje. Bine, bine, te pup. Te pup, pa, pa. Bun, Nicule, cum ți s-a părut prima fată? A fost destul de ok. A fost ok? Da. Ce crezi? Crezi că se poate înfilipa ceva sau? Da. Da? Rămâne de văzut, nu? Deci, Nicule, tu ai zis că vrei blondă, era blondă. Ai zis că înaltă, ai, are acolo, 1,60 m. 5 parcă zic că are 5. Are ce, nu? E ok, nu e nici înaltă, dar nu e nici scundă. Da, da, da. Perfect. Ce ai spus, că vrei să aibă ochii verzi? Are ochii verzi. Albaștri. 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 Nu știu, că n-am fost atent. Perfect. Deci se încadrează așa un pic, nu? Da, da, deci, da. Fata asta cu care vorbi, cum o cheamă? Patris. Patris. Este pretendentă la date? Da. Și avem primul date, dar Nicu, hai cu 50.000 de like-uri. Hai și cu următoarea fată cum se numește, Nicule? Dani.
Ok. Hai să vedem. Dani? Bună. Ce faci? Bine, mă uitam la serial. Ce serial? Ordinul. L-am văzut și eu, l-am văzut. Foarte mișto. Îți place să te uiți pe Netflix? Da. În chill? În chill? Da. Bun, de unde ești și câțene? Bine, tocmai aici ne-am apucat să filmăm și tu ești a doua fată cu care vorbim. Din București? Bună. Și câți ani? Da. 17, într-o lună fac 18. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Ce zodie ești? M-ai întrebat tu sau ce ai zis? Da. 18 am și eu. Mai am 5, fac 19. Da. Ce zodie ești? Ce? Ce zodie ești? Pești. Pești. E pește, Nicule. tu până acum vrei să mă întrebi ceva? Ce tip de fete îți place? Cum să se comportă? Nu am înțeles ce ai zis. Așa, fii atent, am o întrebare puțin mai ciudată. Fiorene, când mergi la fast food, ce meniu preferi? Mic, mediu sau mare? Mediu. Te încadrezi? Da, mă încadrez. Îți pare că ești tot tipul ok și rămâne să mai vorbim. Uh-huh. Bine, te pup, papa. Bine, te pup, papa. Deci, Nicu, cum ți s-a părut fata a doua? Dani, nu? Da. Ia zi, Nicule, va face parte din haremul tău cu care o să te vezi la date-uri? Că știu, păi acum nu știu ce răspuns. Ia zi, cum e swipe-ul? Ca la Tinder. Right sau left? Right sau left? Cred că momentan e left. Left? Momentan? Da, momentan. Până acum avem o fată pentru da și o fată pentru nu. Hai să vedem cu câte fete termină Nicu pentru întâlniri. Bună! Bună! Ce faci? Bine, tu? Bine, foarte bine. Filmăm un vlog? Da. Probabil știi. Da, știu. Cum te numești și câți ani ai? Ariana și am 17 ani. Mulți înainte. Mulțumesc mult. De unde ești? Din București. Și tu câte ai? 18. Și cum te cheam? Probabil ai văzut pe Instagram, Nicușor Ionica. Dar vreau să-mi zici și tu, că na. Mă scuzi. Dacă tot faci în cunoștință, să-mi zici. Bă, ce tupeu e. bun. Ia zi-mi tu, ce zodie ești? Fecioară, tu? Taur. Ești prea dubios la mijloc. Nu e, că sunt ambele de pământ. S-ar putea să fie compatibilitatea mare. Nu-i problemă, și Tauri. Ia zi-mi, îți place să te uiți la Netflix? Da. În chill? Măi, să știi că nu-mi place, dar nu. Deci nu, am înțeles. Nici cu mine? Nici cu mine? Cum? Nici cu mine? Niclai, al meu! Bun. Fii atentă, mai am o întrebare pentru tine, care nu neapărat... Fii atentă, când te duci la fast food, așa. Ce meniu preferi? Tot amestec. Toate ziceți așa. Meniu, mediu, ce meniu preferi? Mic, mediu sau mare? Mic. De ce? Păi, ca trebuie zicule. Nu. Mare, deci dacă e natural, mare. Da, dar nu strică niciodată la ceva timp să fie și mai pe nesănătoși. Am înțeles. Era o întrebare așa mare. Uite, când ai mai avut relații, că sigur ai mai avut relații, nu? Da. e ceva... La vreodată? Nu, n-am ieșit niciodată. E foarte complicat, nici eu nu sunt stare să zic dacă am pus, dacă eu am pus top sau dacă... E mai complicat. Și ce înălțime ai? 1,60. Cam pitică, dar știi cum zice, piticile-s mai adracu. Eu știam acum că esențele tare se țin în sticulețe mici, dar dacă tu vrei să o zici frumos, așa... Ce frumos, Nic.
și asta. Ia zi, Nicu, cum ți se pare fata? Ți se pare o fată frumoasă? Da, îmi place că are tupeu așa, chiar... Da, gen așa, la față, fizic. Da, 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 arată ok. Îți place? Mhm. Vezi, are și coc din ăla așa, în stilul Ariane Grande. Coadă de cal. Vezi cum te numești? Da, nu zic nu. Să știi că mie îmi plac băieții care sunt mult mai direcți. Așa că încearcă să fii mai încrezător în sine. Bun. Deci asta să-l iau ca pe un sfat. Ca pe un sfat, exact. Am înțeles. Adică, fii mai încrezător, uite, dacă fetele îi faci mai direct. Întreabă, ce vrei tu? Întreabă ce vrei tu? Nu mănânc cu oameni. Oh, mă lași cu de-astea. Eu zic o prostie. Așa că Nicu, să nu greșești, să nu te pune dracu să înșeli că mare capac în cap. Să nu greșești că de la 7 ani tot fac sală. Wow! Bun, păi dacă faci sală de 7 ani înseamnă că e un corp bine lucrat, a? E, dar nu e. Fiecare, acum fiecare cu preferințele lui. Tu ce preferi, Nicule? Tu ce preferi, corpul lucrat sau? Mie îmi place, ție s-ar putea să-mi plac. De unde știi tu ce-mi place mie? Ia fă o piruetă. Las tu că nu fac acum. Bine, ești că îți plac ție băieții mai tupiști? Păi da, măi, dar tu ești exagerat, adică mai cu limită, știi? La rup! Mă scuzi. Mamă, bună. Bun, atunci, ce zici dacă am ieșit la un date? Da, păi, cum să zic, mie mi-ar face plăcere să ieșim, să ne cunoaștem mai bine. Și mie. Păi și atunci rămâne să vorbim mai multe și să vedem cum stabilim. Și sigur vii tu în București decât să ne vedem? Vine, păi dacă nu vine eu, atunci cine? Oh. Bun. Dacă nu eu, atunci cine? Bun, atunci. Bine, hai, ne auzim. Pupa. Te pupa. Oh, te pup! Bine, mă, Nicule! Bravo, sunt mândru de tine, serios! Ia zi, cum a fost cu fata asta? A fost ok. Te-am simțit un pic mai încordat la fata asta, să știi, dintre toate. Ok, Nicu, ai vorbit și cu a treia fata, urmează a patra fata! Ești pregătit, Nicule? Da. Ți-ai mai dat așa drumul la vorbe sau? Da, ești pregătit? Nicu, după fata asta, gândește-te că mai este doar o singură fată, da? După da, care, da, trebuie să dai verdictul final. Care fete vor merge la date, bine? Trebuie să aleg doar două, nu? Nicu, trebuie să alegi trei fete. Trei. Ok. Da? Da, da, da. Perfect. Hai, să dăm start. Bună! Hey. Ce faci? Bine, stăteam, tu? Bine și eu. Ia zi, de unde ești și câți ani ai? Sunt din București, fac 17. Mulți înainte. Cum te numești? Emma. Încântat. Nicu stai, e cam încântat. Bun. Vreau să te întreb câte ceva așa, nu e cine știe ce, dacă vrei să mă întrebi și tu câte ceva, e ok. Ok. Ia spune-mi, ce zodie ești? Sunt Taur. Taur? Nice! Nice! Și eu tot Taur sunt. Ah, păi mi-am dat seama după reacția ta. Am înțeles. Ia zi-mi, care e genul tău de tipi? Adică ce preferi tu la un băiat? Păi, nu știu ce să zic. Contează caracterul foarte mult. Foarte mult. Cum ți se pare că sunt la prima vedere? Ești drăguț. Mulțumesc. Și tu, ești foarte frumoasă. Serios, mersi. Da. Hai, nu, asta deja e boring. Ia zi-mi, îți place Netflix-ul? Nu prea îmi place să pierd timpul așa. Dar tu cu ce îți pierzi tu timpul? Păi, îmi place mult să citesc, știi? Să și eu. Să cu prietenii, da? Deci nu vrei tu să citim împreună? Nu. Hai să citim împreună. Să pierzi timpul cu... Bun. Păi atunci, poate îți pierzi timpul cu mine. Da-ți-mă apoi, da. Nu e bine. Spune-i, cu mine n-o să fie o pierdere de timp. Lasă că tai tu. Ești foarte timidă. Și mi-mi plac fetele timide. Da.
Mm-hmm. Interesant. Cu toate că ești așa timid, ai vrea să ne vedem? Să ieșim la un date? Da, de ce nu? Bun. Ia mai că vreau și eu să vă fata asta grea. Nu că oricum vrea să fac ton. 18, am spus la început, dar nu prea ai fost atent. Nu, mulțumesc. Și ce îți place să faci? Sincer, mai nou, nu prea fac foarte multe activități, pentru că bac și ocupă foarte mult timp chestia asta. Și ce înălțime ai? 1,65. Băi, tot am aceeași înălțime. Deci toate fețele au avut aceeași înălțime seara asta. Ai mai avut relații până acum? Și? Cât a durat cea mai lungă relația ta? Fată cu minte. Și poți să vorbești de ce sau e too much? Poftim? Poți să zici de ce nu mai sunteți împreună sau e too much? Adică ce, dacă nu ar fi împreună, ce ar trebui să evite? Păi, ca să nu ajungem cu capul să terminați. Poți să zic doar că nu mai mergea. Adică, da. Mhm, e ok. Complicat. Am înțeles. Zic, nu vreau și eu să greșeam. Da, te întrebam că nu vreau să fac și eu aceeași greșeală. Dacă ar fi. Bun, păi ești o fată foarte drăguță. Și poate ieșim la un date. Ok. Ești de acord? Ne auzim și vedem cum facem. Bine, te pup, pa. Cum ți-a zis și-a te pup înapoi? Aie, asta e. Ia zi-mi, ok? Cum ți s-a părut fata asta? Foarte drăguță. Vrează natural, fără machiaj, fără așa, natural, cum ți s-a părut? Da, chiar e... Ok, da? Bunicu, am ajuns și la ultima fată din această seară. Suntem leșinați, leșinează propriu. Așa că hai să sunăm și ultima fată, să vedem ce se întâmplă. După care Nicu ne va da verdictul final. Și așteptăm să vină următorul episod. Dacă voi alegeți chestia asta, dacă voi apăsați pe butonașul de like. Așa că hai să facem din chestia asta cea mai tare serie de pe YouTube, în care combinăm lumea, combinatorul. Bună! Bună! Ce faci? Bine, poți să ai camera deschisă? Ok. Gata. Bun, ce faci? Câți ani ai? Câți ani ai? Aproape 17. Mulți înainte. De unde ești? Mersi, da. E Mezina. Pantelimon. Este Mezina. Din Pantelimon, din București, nu? Da. Cum te cheamă? De fapt am văzut. Dar meriți. Camelia Andreea. Îmi pare bine. O să spun așa câteva întrebări. Dacă vrei și tu să mă întrebi ceva la rândul tău, e ok. Ok. Ce zodie ești? Vegetator. Tu? Înseamnă, Tower. A fost ziua ta recent? Sau va fi? Da. O să fie... Stai, am încurcat. Nu-i problemă, tăiem. A fost. E normal, astea niște că oricum taie a partea asta, zi. Deci a fost ziua ta sau va fi? O să fie. Am secetător. Am secetător? Parcă da, nu? Secetător. În sfârșit, prima fată mai emotivă decât Nicolae al nostru! Super tare, super tare! Zi. Deci până la urmă ce zodie e? Deci până la urmă ce zodie ești? Până la finalul episodului să zică că e gemeni, să mă arăți Axana. Cum ți se pare că sunt la prima vedere așa? Păi, drăguț. Pare super de treabă. Mă, dar toate fetele au zis că e de treabă. Și tu? Deci nu înțeleg de unde, cum transmis tu treaba asta până în ochi, cum, nu știu ce. Deci știi de fața persoanei respective. Perfect. Ce cauți tu la un băiat? Adică vrei de la un băiat loialitate. Exact. Bun. Și cam atât sau? Sinceritate. Sinceritate? Ce mai vrei tu? Ce mai vrei tu? Ia zice, ce a fost timp? Să fie sincer. Am înțeles. Să respecte. Să fie cât de cât matur. Să nu fie chiar copii. Yeah. Să nu vrei să-l crești. Nu înțeleg. Ok. Și ia zi, îți place să ești la Netflix? Da? În chill? Da.
cu Nicu? Vom vedea. Oh! Mamă, mi-a plăcut asta. Vine. Nu mai fi așa tristă și speriată, că nu s-a întâmplat nimic. Nici poate ești ok? Nu, te văd așa foarte panicată sau ceva. Ești emotivă în preajma lui Nicolae? Mi-ar face plăcere să ieșim, ești foarte drăguță. Rămâne să mai vorbim, să mai auzim. Foarte frumoasă, na. Na, ți-am zis să vezi, am avut. Îmi făcea el cu semn, că de ce zici doar altul? Spune-i, fete, ce simți. Da, i-am spus. Te pupa. Nicu, cam asta a fost și cu ziua de întâlniri pe FaceTime. Bă, sunt foarte mândru de tine, Nicolae. Ai avansat extrem de mult, chiar sunt serios. Bă, mă bucur mult de tot că Nicu a acceptat provocarea asta, pentru că este o provocare până la urmă. Chiar mă bucur mult de tot că a acceptat-o, pentru că nu orice om acceptă să facă așa ceva. Din aceste 5 fete am nevoie să-mi alegi 3 fete, da? 3 fete cu care vrei să te vezi la date. Hai să vedem. Păi, pentru început aș vrea, cred că, să spun despre fiecare câte ceva. Ok. Prima fată, care a fost Patrice, nu? Patrice, bine, da. Nu? Da, Patrice, hai să vedem. Patrice mi s-a părut o fată mișto. Ok. Cu care ai ce să vorbești, era și puțin pe haz, așa. Așa, da, perfect. Fiind și prima, a dat și un vibe bun și o impresie bună. Da, da, sunt de acord cu tine. A doua fată, Dani. Da, Dani, da, Dani a fost a doua fată. Era o fată mai timidă, doar că nu prea e genul meu. Ok. Deci să înțeleg că a doua fată nu prea a fost așa pe gustul tău. Da, nu prea e genul meu. Da, frate, nu e capătul lumii, se întâmplă, să știi. Bun, a treia fată pe care o chema Ariana. Ok. Mi s-a părut foarte interesant că era foarte tupeistă. Adică chiar mi s-a părut tupeistă. Așa, și aș vrea să chiar să curios ce poate pierde așa genul, știi, face to face, dacă... Adică dacă ai intrat în provocarea asta, chiar vrei să treci de orice provocare, da? Da, vreau să văd dacă e așa și face to face, adică chiar aș fi curios așa. Da? Dar momentan nu dau verdict, stați așa. Ok. Una, a patra fată. Ok. Emma. Emma, era, da, o fată drăguță. Ok. Cum era așa? Fața era frumoasă sau? Da, era frumoasă, chiar arăta ok. Ok. Era genul meu. Era? Da. Așa, nouă, și una dintre pretendente? Da, ar putea fi. Pretendentele la tronul lui Nicolae. Iar ultima fată, Camelia. Camelia, da, ia. Camelia era o tipă foarte drăguță. Era timidă ca timidă, tine. Da, era mai timidă decât mine. Aici chiar vă potriviți, aici chiar vă potriviți. Ție chiar trebuie o tipă mai timidă decât tine, că, na. Da, să fiu eu cu... Serios? Nu, stai, așa cum e, ziceam o prostie. Bun, da, chiar așa e. Cam asta e părerea mea cam despre fiecare fată în deci parte. Deci impresia asta au reușit fetele să-ți lasă, da? Bunicule, acum am nevoie maximă de tine, am nevoie și focusul tău și atenția ta principală, pentru că acum este punctul culminant, este apogeul clipului, să zic așa, în care tu dai verdictul. Ce fete vor apărea în episodul 2, în episodul în care o să te vezi cu ele face to face, dacă se va întâmpla, dacă cei de acasă vor apăsa pe butonul de like. Trimite SMS cu textul 0775 la chiar acum și scrieți acolo care este preferata dumneavoastră. Glumea, guys, nu trebuie să trimite niciun SMS, doar trebuie să apăsați pe butonul de like. Când s-au strâns 50.000, dăm direct cu episodul 2. Bunicule, prima fată, Patrice, rămâne sau nu rămâne? Vine la date sau nu vine la date? De la tronul lui Nicolae. Patrice merge mai departe la date cu Nicu, așa că acum se pregătiți pentru a doua fată. A doua fată, Dani, Nicule, rămâne sau nu rămâne? Băi, nu vreau să se simtă proză ceva ofensat. Nu vreau să se simtă ofensat, doar că nu era genul meu. Gustul tău este? Nu. Nu? Ne pare rău, Dani, dar aventura ta în această serie se încheie aici. Asta e Express continuă. Primul sezon ne-a urmit. Primul sezon era independent. Bun. Bunicule, suntem la a treia fată, Ariana din Mangalia. Merge sau nu merge mai departe? Vine și bate drumul din Mangalia către București? Spune-mi tu, Nicule. Da, sincer, e interesant așa, e foarte... cum să zic eu, foarte tupeistă și așa. Ar fi un challenge pentru mine, doar că e cam greu cu
distanța asta, dar pentru un date și așa. Da, dar una peste alta, răspunsul tău este... Acum să vedem dacă mi-a spus că este dispusă să vină București. Acum să vedem. Mamă, Nicla. A patra fată, ce verdict primește? Emma, nu? Emma, da. Emma, ce verdict primește Emma? Trece sau nu trece mai departe? Da. Da? Da. Bine! Bun! Bate palma, Nicu. E cam atât a fost și episodul. Pentru că a cincea fată oricum primește din start, nu, nu? Nu neapărat, n-aș vrea asta. De ce? Pentru că eu oricum fetele astea le-am ales, nu am luat toate mesajele. Ok, ok. Aș vrea ca să nu dau un răspuns acum pentru ultimele fete sau așa, să nu fie ceva, stau sigur. Aș vrea, adică ca... vrei să încarci regulile concursului? Neapărat încălcat, că tot trei fete vor fi sau... Nu știu. Aș vrea să văd cum decurge situația până când o să filmăm a doua parte. Și atunci când o să apară a doua parte o să aflați și cu cine ne-am văzut de fapt. Wow. Deci o să lași ultima fată pentru episodul 2? Da. Să vedem ce o să se întâmple. Guys, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați un mare follow lui Nicu pe Instagram, aveți link-ul cu Instagram-ul lui în descriere. Eu sunt foarte, foarte curios să văd ce se va întâmpla în episodul 2, așa că aș fi super recunoscător dacă se strâng 50.000 de like-uri, așa că dați acolo, rupeți secțiunea de comentarii cu multe comentarii. Care credeți că a fost răspunsul lui Nicu în legătură cu ultima fată? Da sau nu? Chiar sunt foarte curios ce credeți voi, așa că scrieți la comentarii. Noi v-am pupat, pa!